Bun găsit, prieteni dragi! Sunt Cornelia Rednic și astăzi sunt gazda dumneavoastră aici la Tradițional TV. E o bucurie mare pentru mine, pentru că sunt alături de o fată extraordinară pe care o iubesc foarte mult și și-a dorit ca astăzi, cu ocazia lansării albumului ei, să-i fiu alături și să-i fiu alături în rol de gazdă, de gazdă a emisiunii de lansare a albumului ei, nimeni alta decât Cristina Drăgan Diaconescu. Felicitări, draga mea! Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine. Cu tot drag. Gazda mai potrivită ca dumneavoastră, nu știu dacă găseam. Îți pentru mulțumesc. Emisiunea aceasta, pentru că ne leagă o istorie foarte frumoasă. Așa este. Eu am ales împreună cu soțul meu, de foarte mulți ani de zile, să ajutăm oamenii speciali care pășesc pe drumul cântecului popular. De ce am făcut acest lucru? Viața te învață. Când eram la început de drum și aveam nevoie de ajutor, aproape nimeni n-a fost lângă noi. Și mi-aduc aminte că la un moment dat l-am cunoscut pe marele nostru interpret, Drăgan Muntean, care ne-a întins o mână și ajutorul lui a fost într-adevăr cu rost și cu rod. Și atunci am spus că noi, când vom putea și va depinde de noi, vom fi alături de toți tinerii deosebiți, toți tinerii talentați. Din acest motiv sunt și alături de Cristina astăzi. Am cunoscut-o la concursul TV Vedeta Populară, unde eu împreună cu colega mea Niculina Stoican suntem în juriu și amândouă am iubit-o și am îndrăgit-o pe Cristina, pentru că înainte de a fi un interpret foarte bun, Cristina este un om foarte bun. Deci, toată lumea e cu inima aici alături de tine, ai adunat lume bună și frumoasă. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine, sunteți unul și unul, oameni deosebiți. Sunt emoționată, dar constructiv, pentru că vă simt căldura, vă simt gândurile bune și pentru asta încă o dată vă mulțumesc. Cu absolut tot drag, uite, toată lumea, cu toții ne bucurăm. Cristina, te rog frumos să ne spui câteva vorbe despre albumul tău. Am ales să îmi intitulez primul album Nevasta Inima în Casă, pentru că în acest moment m-a aprins. Adică, da, sunt nevastă, sunt mamă a patru copii. Să străiască! Vă mulțumesc! Merit aplauze! Vă mulțumesc mult și este compus din 16 cântece, 13 piese sunt înregistrate la Chișinău cu Orchestra Rapsozii Moldovei, dirijor Vitalie Dorin. O nouă colaborare m-a adus alături de Orchestra Folclor, dirijor Adrian Istreanu și încă un cântec fără acompaniament, un cântec de leagăn, care m-a ajutat să trec din semifinală în finală la Vedeta Populară. Îmi aduc aminte perfect acel moment când ai venit cu puiuțul tău în platou și ne-am topit toți de drag. Ai și acolo câteva vorbe și îți mulțumesc că m-ai ales și pe mine. Și am pus acolo exact ceea ce simt pentru tine. Vă mulțumesc. Cu tot dragul. Am chemat și pe doamna Antoaneta Luchian, care dumneavoastră a fost prima profesoară de educație muzicală care m-a descoperit și m-a scos așa către lumină. Datorită dumneaei, nefiind specialistă în folclor, trebuie să subliniez că a avut o dragoste foarte mare față de noi și datorită dumneaei l-am cunoscut pe domnul profesor Viorel Bărleanu la Vocea Populară pe atunci, în 2011, și așa încet, încet am continuat pe acest drum. Ce-ți dorești în acest moment pentru viitorul tău? Cum te vezi tu în 10 ani? Dacă am pornit cu așa lume minunată, cred că peste 10 ani o să fie bine. Așa să fie! Haideți că mai vorbim pe parcurs emisiunii, mai vorbim despre fiecare invitat în parte. Până atunci, Cristina, hai să spargem gheața și să dăm drumul muzicii, da? Sigur că da, cu drag! Bărbat are puterea lumii, draga mea, da, femeia-i mângâie.
ploaia cu piatră multă, lumii, draga mea. Picărarea cea bătută, lumii, draga mea. Ea știe de toate lumii, eram tai, diri, 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 da. Și doar alii sunt buni, eram tai, diri, diri, da. Trebuie să faci mult răbdare, eram tai, diri, 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 da. Să nu și supărare, eram tai, diri, diri, da. Mult nu trebuie să grăiești. Draga mea, vă mulțumesc. Cu absolut tot dragul. Vreau să te întreb, cine ți-a scris textele melodiilor tale? Întreb asta pentru că pe vremea mea nu era cu cine ți-a scris textele. Pe vremea mea textele se culegeau. Sau dacă aveai noroc să, cum am eu, o mamă foarte talentată să-mi facă texte, cam asta se întâmpla. Dar tu? Și pe vremea mea încă se mai culeg. Pentru că am răsfoit și consultat multe culegeri de folclor și de acolo m-am inspirat. Eu m-am ocupat de tot ce înseamnă texte, dar și de linii melodice. Le-am adaptat
inimii mele, să spun așa. Mi se pare normal. Cu inspirație exclusivă din folclor. Am preluat, într-adevăr, două cântece dintr-o culegere de Alexandru Voievitca. Au fost culese în jurul anilor 1909. Sunt vechi. Wow. Și pentru mine sunt foarte valoroase. Corect. Ce pot să spun este că în zilele astea, și eu tot spun acest lucru, când comercialul este la mare putere, când pentru oameni este mult mai ușor să digere, să asculte tot ceea ce este comercial, tot ceea ce este de o energie, să zic, mai joasă, iată că sunt oameni speciali care nu se lasă, care nu renunță și care vin cu lucruri curate, lucruri care într-adevăr rămân. Te felicit, draga mea. Mulțumesc. Și aș vrea să te rog să mergem mai departe, pentru că tu ai un invitat special. Tu de meserie ce ești? Eu sunt farmacistă. Așa. Și vreau să-l invităm alături pe domnul profesor Dumitru Lupuliata. Bună ziua și bine ați venit! Domnia sa este președintele Colegiului Farmaciștilor din România și recent am fost premiată la Gala Farmaciștilor datorită dragului de folclor pe care îl are. Felicitări! Foarte frumos! O iubiți pe Cristina! Vă mulțumesc! Nu pot să spun pentru că e soțul în sală. O iubiți frumos! Apreciez, Cristina. De cealaltă iubire se ocupă soțul. Noi vorbim. Sunt aici. Sigur că am fost impresionat recunoscând pe toată lumea, inclusiv pe domnul soț al dumneavoastră. Da. Moroșan de-a lui nevastă mea. Oh, de unde aveți soția? Din Sighet, de unde puteți. De-a noastră, numai bine. Eu crescută la Sighet, dar să nu mă îndepărtez. Foarte frumos. Mă întrebeau colegile că cine sunteți dumneavoastră. Asta că prelungirea de la Lupu. Lupu Leafa. Înseamnă soția din Maramureș, să fii sănătos, salutări doamnei, bucurie, sănătate dumneavoastră și iertare de păcate. Deci v-a luat lupa automat. Și vreau să vă spun că am fost bucuros să recunosc toate generațiile prezente în sală, inclusiv din zona mea de apartenență folclorică, domnul Balan. Este important, dar să revenim la oile noastre. Sigur că parcurgând în avans cele 16 cântece, nu am putut să nu fiu impresionat de curățenia cu care Cristina și-a ales acest prim album. Fără să știu, am remarcat a 12-a piesă de aici, aducându-mi aminte de copilărie și de faptul că o ascultam pe Maria Schipor, pe Maria Pietraru și pe toate celelalte din zonă care ajungeau la Căminul Cultural din Borca, de pe Valea Bistriței, de unde sunt. Am remarcat de asemenea și chiar am fost impresionat de cântecul de iertăciune pe care, din păcate, nu-l mai găsim la nunțile de astăzi, dar mi-aduc aminte că eram, cred că, în ciclu 4, când s-a căsătorit sora mea și felul în care au stat în genunchi și au primit iertăciune din partea părinților. Da, este impresionant. Am asistat și eu la un moment ca acesta. La noi în Maramureș nu se întâmplă așa, dar am asistat în Bucovina la o nuntă a unor prieteni și, într-adevăr, este impresionant. Da, mi-a făcut plăcere. Sigur că acum, ca să dau din casă, să zic asta. Dați din casă că ne place. La un moment dat, Cristina a spus că e o nevastă cam nejucată și da, să mă restrâng, am înțeles. Și, într-adevăr, s-a dovedit că a fost o jucătoare extraordinară. Nu pot decât să o felicit și să-i doresc succes pe mai departe. Mulțumesc! Cât de frumos! Vă mulțumim! Vreau să subliniez faptul că domnul profesor m-a sprijinit și în realizarea acestei emisiuni și mă bucur foarte mult că este prezent alături de noi. Păi vezi, Cristina, ai tu ceva frumos și bun în sufletelul tău, pentru că suntem foarte mulți cei care te iubim. Dumnezeu dăruiește lucrurile acestea, da. Că dacă Dumnezeu își retrage harul de la om, omul rămâne gol. Și gol de virtuți. Nu pot să-mi însușesc eu ceva anume. Eu îmi fac treaba, cum să-l spune. Tu, Doamne! Și cer ajutorul lui Dumnezeu și El mă răsplătește. Draga mea, eu ți-am spus și atunci, la Vedeta Populară, când ai fost la concurs, am să te ajut cu absolut tot ce poți și tot ce ține de mine și sunt convinsă că fiecare dintre invitații tăi vor face la fel. Pentru că sunt alături de tine, hai să spargem gheața cu invitații care să ne cânte. Ia zi! Îl invităm pe creatorul liniei melodice de la Nevasta Inima în Casă, Mihai Dohăscan.
Vino, Mihai! Bine ai venit! Și văd că aveți o bună colaborare, nu? Da. Avem și un duet împreună, dar nu îl vom prezenta în această seară, dar ne leagă o frumoasă prietenie. Mihai, îți mulțumesc încă o dată pentru această linie melodică frumoasă. Este foarte talentat. Nu știu de unde izvoresc atâtea linii melodice frumoase. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor Tradițional TV. Este o mare bucurie să fiu astăzi alături de artiști minunați, alături de dumneavoastră, de Cristina. Cu Cristina cred că mă cunosc de aproximativ 10 ani. Vorbim foarte des la telefon, avem o relație de prietenie frumoasă, colaborăm împreună și vreau să te felicit pentru realizarea primului album. Sunt sigur că o să prindă piesele tale în fața publicului, o să ajungă la sufletul lor și sper ca Bunul Dumnezeu să strânduiască lucrurile în așa fel încât să fii mulțumită și să realizezi tot ceea ce îți propui. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Mihai! Te invităm să ne cânti! Frunzuliță verde-i poamă, fragă, măi, măi, când mă-ntorc din lumea largă, măi, măi. Frumos aude cucu cântând, măi, măi, prin codrul bătut din vânt, măi, măi. Din lunga siretului, Iisus până pe culmea dealului, măi, măi. Frumos trompeta răsună, moldovenii mei voioși s-adună, măi, măi. Hai la sârbă roată, moldovenii mei, că nimeni nu joacă mai frumos ca voi. Trompeta răsună și lumea s-adună, trei zile de joc, zi-o mai cu foc. Că prin lume eu am colindat, măi, măi, ca-n Moldova n-am aflat, măi, măi. Oameni mândri, harniși și frumoși, măi, măi, și la suflet omenoși, măi, măi. Te-i primești în casa lui, ca așa-i place moldoveanului, măi, măi. Vorba dulce și frumoasă, dragul Iisus, stau cu el la masă, măi, măi. Hai la sârbă roată, moldovenii mei, că nimeni nu joacă mai frumos ca voi. Trompeta răsune și lumea s-adună, trei zile de joc, zi-o mai cu foc. Dar eu ți-s moldovenii mei, măi, măi, doamna la cules divii, măi, măi. Fetele frumoase mai gătesc, măi, măi, și nunțele să tocmesc, măi, măi. Fișorii de însura și plăbutoiul de jenodată, măi, măi. Și atunci muzica răsună, moldovenii mei voioși s-adună, măi, măi. Hai la sârbă roată, moldovenii mei, că nimeni nu joacă mai frumos ca voi. Trompeta răsune și lumea s-adună, trei zile de joc, zi-o mai cu foc. Moldova, mă-ntorc astăzi la tine, măi, măi, unde ni-i drag și nichini, măi, măi. Asta cât îi de mari, măi, măi, ca tine nu-i sub soare, măi, măi. Aici am surori și frați și păduri de faș și munți înalți, măi, măi. Frumos viața-mi o trăiesc, pe pământul meu moldovinesc, măi, măi. Hai la sârbă roată, moldovenii mei, că nimeni nu joacă mai frumos ca voi. Trompeta răsună și lumea s-adună, trei zile de joc, zi-o mai cu foc. Mergem mai departe cu invitații Cristinei și o invit lângă mine pe Mădălina Mureșan. Unde ești, Mădălina? O altă fată frumoasă de-a noastră, de la vedeta populară, de care suntem mândri, mare câștigătoare.
Da, am avut norocul, aș zice așa, să fiu câștigătoarea uneia dintre ediții, dintre sezoane. Și sunt tare mândră de reușita mea. Și prietenia ta cu Cristina? Pe noi ne leagă televiziunea română, așa cum am legat de-a lungul zecilor de ani, cred că sute de artiști, așa ne leagă și pe noi două, atât prin vedeta populară, cât și prin emisiunea Odată în Viață, acolo unde chiar am fost colegi de platou și am păstrat legătura, iar astăzi sunt alături de Ala, cel mai important moment al ei din cariera artistică. Și dacă tot ați început la Televiziunea Națională, uite, prietenia voastră continuă aici, la Tradițional TV! Exact! Mulțumim frumos Madalinei Mureșan și mergem mai departe cu un alt prieten bun al Cristinei, un băiat foarte frumos. Vino încoace! Mulțumesc, bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai venit, dragule! Wow, ce frumos și galant! Sau cum s-ați spune, bună oricum. Vreme, bun găsit, iaca și eu am venit! Ai venit cu vorbele de acasă, bine pregătit! Vreau să vă spun că prietenia care mă leagă de Cristina de mai bine de 10 ani a făcut posibilă prezența mea aici. Vreau să o felicit pentru realizarea acestui prim album muzical și îi urez ca toate cântecele de pe el să ajungă în cutiuța sufletelor oamenilor de pretutindeni. Andrei, vreau să te întreb, ce vârstă aveți voi, că aveți prietenii din astea de 10, de nu știu câți ani? Păi eram adolescenți când ne-am cunoscut. Bine, să nu mă întrebați ce vârstă am eu, că nu vă spun. Bine, Andrei. Suntem din generația noastră. Da. Bine, Andrei. Mulțumim frumos și te așteptăm să cânți, da? Mulțumim.
de când sunt Flăcău în sat. Pălării ne-am luat, una cu borul măilat. Să merg pe drum întrebat, i-am pus flori de prin poienii. Mândrili ca să mă chemi noaptea când îi luna nori. Să le iubesc până în zori, așa mi-o spus tata mie. Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos. Și trea și drumul falos, așa mi-o spus tata mie. Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos. Și trea și drumul falos. Cine pălării are, doarme noaptea pe puioare, mă! Pălăria mea cu flori, pălării de fișori. Sara pe ochi o îndes și tiptil pe poartă ies. Mândrilica le-a înține cu plășinti și cu jin. Așelea de măritat și așelea fără bărbat. Așa mi-o spus tata mie, Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos și trea și drumul fălos. Așa mi-o spus tata mie, Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos și trea și drumul fălos. Așa lui trea și și eu, mă! Câți dita mai Flăcău! Când-i joc la sărbători, pălăria mea cu flori, fac și boală între fișori și între mândri răcori. Cine pălărie poartă, îi Flăcău, nu-i șuboată. La șinii cu borul în sus, n-o să teme nici de urs. Așa ne-o spus tatanii, Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos și trea și drumul fălos. Așa mi-o spus tatanii, Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos și trea și drumul fălos. Eu-s Flăcău de la munte, pălăria-i cu flori multe, mă! Într-o noapte întunecată stă o nevastă la poartă, frumoasă și tinerică, tremurând din fric și frică. M-am oprit să o alin și bărbatul i-am zărit. Mi-am luat pălăria în mână, fugi, Andrei, că fuga-i bună. Așa mi-o spus tata mie, Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos și trea și drumul falos. Așa mi-o spus tata mie, Flăcău cu pălărie, o scapă o ia de jos și trea și drumul falos. Eu am vrut să o ajut, mă! Ia cu cui ne-o făcut? Da, pălăria ne-am pus și-s Flăcău cu fruntea sus. Uite așa, 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 măi! Tata Maria Beatriz Vândăi. Vă mulțumesc tare mult! Cu tot dragul și mă bucur să te întâlnesc astăzi aici lângă Cristina. Și eu, e o plăcere și pentru mine și să vă întâlnesc și pe dumneavoastră, pe toți colegii noștri și mai ales să mă număr printre invitații speciali ai Cristinei. Dacă toți cei de până acum au spus că se cunosc din adolescență cu Cristina, noi acum ne-am cunoscut. Deci acum ne-am întâlnit prima dată în carne și oase, numai că am vorbit la telefon de parcă ne știm de 100 de ani. Ce frumos, există respect și admirație între voi. Și există foarte multe idei în comun. Noi am dezbătut foarte multe la telefon până am pus la cale întâlnirea asta de acum, dar n-avem timp să intrăm în detalii. Vreau să spun că resimt emoțiile și starea de împlinire pe care o ai tu la primul album, pentru că eu făceam lucrul ăsta așa pe la 18 ani și nicio muncă ulterioară de crearea unui material nu s-a semuit. Este ceva cu totul special, așa că te felicit și îți doresc la mai mare. Doamne ajută! Te ascultăm! Mulțumesc! Ce să fac eu să nu mor? Că mi-e așa de dor de dulceața buzelor. Ia să-mi spui tu, puișor, ce să fac eu să nu mor? Că mi-e așa de dor de dulceața buzelor. Parcă ți le-a îndulcit stupul și mie-mi tremură trupul când cu ele-mi sărut sânul și cu sete-mi sorb suspinul. Că
doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste. Cu brațele și gurița știi să-mi alini suferința. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste. Cu brațele și gurița știi să-mi alini suferința. Culoarea ochilor, ochișorii tăi căprui, de când i-am văzut întâi. Mă poartă un gând cu dor la culoarea ochilor, ochișorii tăi căprui, de când i-am văzut întâi. Mi-au pus pe inimă paie și mi-au aprins o papaie, ca să ardă și s-o stingi, tu în brațe să mă strângi, măi. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste. Cu brațele și gurița hai să-mi alini suferința. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste. Cu brațele și gurița hai să-mi alin suferința. Ce să fac dacă mi-e dor de căldura mâinilor ce mă mângâia ușor? Ia mai spune-mi, puișor, ce să fac dacă mi-e dor de căldura mâinilor ce mă mângâia ușor? Mijloce lumii cuprindeai și-n brațe mă ridicai, lângă suflet să mă ai, să poți gurița să-mi dai, măi. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste. Cu brațele și gurița hai să-mi alini suferința. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste. Cu brațele și gurița hai să-mi alini suferința. Absolut super! Mulțumim frumos, Maria! Necumăță! Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Hai că te iau și pe tine! Zim, an de prietenie! Te rog frumos! Nu râde, Cristina, vină cu-a! Eu mă cunosc cu Cristina de puțină vreme și e prima dată când ne vedem așa oficial în cadrul acestei lansări. Vreau să o felicit pentru această realizare. Nu este lucru puțin, mai ales că astăzi nu mai este la modă să scoți albumii. A avut curaj, da, ca să aibă un album. Lucru. Este o emblemă și o apreciez foarte tare că ea este autentică. Și ce, la ce mă refer aici? La faptul că este modestă și noi avem tendința de multe ori să purtăm foarte multe măști, să ne ascundem, să fim buni actori. Ea, cum este acasă, așa este și pe scenă și o felicit. Asta este rețeta succesului până la urmă, să fii autentic, să fii tu împăcat cu tine, să te cunoști așa cum ești și atunci poți să strălucești. Da? Bravo! Uite ce tineri frumoși și talentați avem și deștepți noi! Lumii. Hai, hai,
prind în joc cu fetii. Nu mi-i foame, nu mi-i sete, nici oborul nu mă aștepte. Tiri-liri-liri-da. Și joacă bine fata măi, câța damă s-a păstăi. Și la murgușu calăi, tiri-liri-liri-da. Ui, frunzulițe, baraboi! Înainte și-napoi! Sau înapoi și înainte, n-ai vasiliță, e minti! Hai, vine Lenuță, dă-mi o mânuță, mândră, draga mea, of, mândră! Hai, hai, vine Lenuță, nu fi molcuță, mândră! Draga mea, oh, că mândră. Hai, 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 dă-i cu puterii din ciuboțării mândră. Și folos că ești frumoasă, dar la cap ca pățânoasă. Dar eu tot îi fac mireasă, tiri-liri-liri-da. Ui, hai, habi, ne-am umblat, pe Lenuța am înșalat. Și curiță i-am furat, tiri-liri-liri-da. Ui, m-a făcut mama din noapte, ca să-i joc fetilii toate. Da, fi toate și ni poate, da, fi una întotdeauna. Hai, uite Marie, vine Ilie, mândră, draga mea, of, mândră. Hai, hai, uite-l cum joacă fata posacă mândră. Hai, și-n vântiroate fata bogată mândră, draga mea, of, mândră. Hai, 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 că la fudulii hop și Ilie mândră. Mari, potriveală bună tare, ca adiciul lângă floare, tiri-liri-liri-da. Când săraca fata tati, o vândut vacabii lapte, ca să-și iei cizmi înalte, tiri-liri-liri-da. Când săraca fata tati, o vândut vacabii lapte, ca să-și iei cizmi înalte, tiri-liri-liri-da. Șamu plânge și suspină, după brânză cu smântână, nații-lii, gospodine, hop, hop, și numai așa. Mulțumim frumos, dragilor, mulțumim frumos, sunteți absolut minunați, fiecare în parte. Noi în timp ce jucam aici în spate cu Cristinuca, vorbeam că fiecare invitat al tău este special. Putem să spunem că avem o distribuție de revelion, de mare sărbătoare. Așa este, da, și mă bucur foarte mult, mă mândresc cu asta, pentru că au muncit colegii mei și fiecare își dă interesul să facă mai bine, mai frumos. Este extraordinar acest lucru. Vreau să te întreb ceva vis-a-vis de albumul tău, pentru că e foarte important. Spunea Nicumâță, nu mai este la modă să scoți albume, dar iată că mai există case de producție, mai există televiziuni care promovează folclorul nostru autentic, muzica noastră populară curată. Unde ai scos tu albumul? La Ana Sound din Suceava, care este mama tradiționalului TV, a postului de televiziune tradițional TV, și cu care am avut o colaborare impecabilă. Nu au existat probleme, nu au existat contrări, nu au existat discuții, nici eu nu scăpoasă. Glumesc, bineînțeles. Dar mulțumesc domnului Radu Schipor și doamnei Camelia, oameni de treabă, bucovineni adevărați. Asemenea oameni. Și pentru noi este pentru prima dată când suntem aici. Noi am mai fost invitați la Tradițional TV, dar n-am reușit să ajungem, că așa au fost lucrurile. Și iată, astăzi, datorită Cristinei, suntem aici cu totul. Draga mea, cântăm! Încă cântăm două piese! Da? Da? Haide!
și mamă, tonul nu-ți mai trece. Câte porți în inimioară, mai vezi câte o lacrămioară. Pliștești cu baticul răbdi și nimenea nu te vede. Și mai zici câte un oftat pentru că te-ai răbdat mai. Stă tătu ca pe o piatră și așteaptă privind la poartă. Nici sprâncenile nu-i râdă și are în suflet și în gând. Viață trecătoare, pii și drumii mai dușoare, că prea mult departe am stat și suflet doar ai lăsat să trăiești frumos, mai.
toate fii mulțumită mai. Toate fiind cum le dă Domnul și din viață învață omul. Cum curg izvoare din munte, omul are gânduri multe. Și cum adie și vântul, mai așa zboară la om gândul. Cum îi răchita cu ramuri, așa-i și omul cu neamuri. Atunci când inima e bună, felicitări, draga mea! Mulțumesc. Foarte frumoasă melodii, foarte frumos albumul tău. Să-ți aducă mult succes, așa cum ți-am urat de la bun început. Draga mea, tu mai ai o invitată specială și anume... Este vorba despre doamna Ileana Vieru, scriitor și realizator de emisiuni folclorice la Radio România, Antena Satelor. Vă rog frumos, luați-l pe acest. Mulțumesc! Am cunoscut-o pe Cristina... În cursul anului trecut, la festivalurile de folclor la care ea a participat în calitate de concurentă. Și vreau să subliniez faptul că m-a uimit și m-a impresionat de la început. Am aflat puțin câte puțin lucruri foarte interesante despre Cristina, faptul că a absolvit facultatea de farmacie și că este o facultate grea. Apoi, la festivalul de la Drăgănești Olt, dedicat Ilenei Constantinescu, Cristina mi-a spus cu emoție înainte de a urca pe scenă că ea pe care o îmbrăcase la acest festival era cu 100 de mânuțele ei. Nu știu când reușește să facă toate aceste lucruri, pentru că, așa cum spunea ea la începutul emisiunii, are 4 copilași, eu am numai 2, dar îmi sunt suficienți. Nu cred. Sunt absolut convinsă că soțul e un mare sprijin al Cristinei. Da, pentru că e un om tare bun. Așa și, ca și Cristina. Și cred că amândoi sunt înconjurați de copilașii lor tot timpul, pentru că n-au cum altfel, n-au altă soluție. Și ce vreau să esențializez aici? Cristina pentru mine este un exemplu că poți fi și nevasta care este inima în casă, poți fi și mamă de 4 copii, poți să creezi cântece și să realizezi un album atât de curat din punct de vedere folcloric și al versurilor și al liniilor melodice și cred, de fapt nu cred, sunt convinsă că tu, Cristina, reprezinți un exemplu pentru toată generația ta, în sensul că se poate să ai și o familie, și o carieră, să coși și o ie când sunt copii la grădiniță. Și să facă multe alte lucruri. Și multe, și multe alte lucruri. Trebuie să fie mai nebună, așa. Nu, trebuie doar să fii o femeie excepțională și atunci le faci pe toate. Eu de-abia aștept ca acest album să ajungă la ascultătorii Antenei Satelor. Cumva ei deja te cunosc pe tine, dar aceste piese vor fi difuzate în prima audiție foarte curând la Antena Satelor. Da, merită aplauze și bucurie pentru asta. Mulțumim frumos! Draga mea, vreau să chem alte 3 fete excepționale aici. Ia spune tu. Hai la Botoșani, măi, hai, pe al nostru plai. Da, ne-au cucerit fetele astea frumoase de la Botoșani. Bine ați venit, dragilor! Bun găsit, vă spunem și noi. Ne bucurăm să fim alături de Cristina în această zi deosebită și în acest moment important din cariera ei artistică. O felicităm, îi mulțumim pentru invitație și... Doamne ajută ca această realizare să te bucure, să fie cu succes și să te împlinească.
Eu o să iau cuvântul și o să spun că o cunosc pe Cristina chiar de foarte mulți ani, pentru că am fost împreună studente în Iași și vă dezvolui acum o altă latură, poate, a personalității ei. Să știți că a făcut și voluntariat în timpul studenției, pentru că ne cunoaștem din perioada Scor Iași, acolo unde activam amândouă și ne petreceam timpul liber pe care îl aveam atunci în perioada studenției și iată că s-a legat o frumoasă relație care continuă și astăzi datorită cântecului popular care unește toată țara asta frumoasă. Și o felicit pe Cristina din suflet pentru toate realizările ei. Este într-adevăr un model de urmat, pentru că ne arată că toate se fac atunci când există dorință. Deci se poate. Da. Bun găsit, vă spun și eu, te felicit pentru prima dată, ne-am întâlnit și mă bucur tare mult că te-am cunoscut. Mult succes în continuare și ne bucurăm să fim alături de tine. Mulțumesc. Și acum bucurați-ne și voi că ne-a fost doar de voi, nu de alta. În asemenea moment, ai sentimentul că orice spune, strici momentul. Asta este. Felicitări, fetelor! Sunteți absolut senzaționale!
mergem mai departe, pentru că fiecare invitat este special în felul lui. Și am să-l invit lângă mine pe Marian Medregoniu. Sărut, de altfel tot un tânăr interpret foarte, foarte iubit de public. Mulțumesc, da, te-ai dacă făcut iubit, ce să faci? Asta mă onorează foarte mult. Nu o spun mult. Numai, eu o spune toată lumea și te felicit, Marian. Mulțumesc. Pentru asta, pentru toată activitatea ta. Ia spune, cum, lângă Cristina, ce vă leagă? Lângă Cristina, Cristina să vină lângă mine, să pot să o pup. Și unde să te felicit. Mulțumesc, la Brăila, la Brăila, acum mulți ani. 10 ani. Iar 10. 10 ani. Nu mai pot cu 10, gata. Acum 10 ani, da. Dar noi nu ne-am văzut de multă vreme, dar în suflet noi ne prețuim foarte mult și cred că asta este mult mai important decât orice iubire. Asta este esența în orice relație, că este de iubire, de prietenie. Ne prețuim. Atunci și eu mă bucur când nu te-ai văzut mulți ani de zile și te vezi după multă vreme, să ai impresia că n-a trecut timpul deloc. Eu mă bucur din suflet pentru realizarea ta, pentru tot ce ai realizat în acești 10 ani din care noi ne cunoaștem, să fii sănătoasă, să străiască copilașii, să ai o familie frumoasă și fericită și albumul acesta să-ți împlinească cariera. Măcar 3 cântece să ajungă pe buzele colegilor și a oamenilor care te iubesc pe tine. Doamne. Te ascultă, Marian. De-ar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Să știu ce am de făcut și pe care drum să apuc. De-ar fi viața scrisă în carte, aș citi-o într-o noapte. Să știu ce am de făcut și pe care drum să apuc. Mai stai viață doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. De ce zilele frumoase le faci la o trecătoare? Și mai vreau să te întreb cum doi oameni se înțeleg. Și cum alții doi nu pot și par drum la cap de pod. Atunci când venim pe lume, n-avem toți ursitori bune. Dumnezeu ne dă cât poate, mor și nu le înveți pe toate. Atunci când venim pe lume, n-avem toți ursitori bune. Dumnezeu ne dă cât poate, mori și nu le înveți pe toate. Mai stai viață doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. De ce zilele frumoase le faci la o trecătoare? Și mai vreau să te întreb cum doi oameni se înțeleg. Și cum alții doi nu pot și par drum la cap de pod.
n-ai de unde să împrumuți cei mai frumoși ani pierduți. Că alergând pe drumul vieții trece timpul tinereții. N-ai de unde să împrumuți cei mai frumoși ani pierduți. Că alergând pe drumul vieții trece timpul tinereții. Mai stai viață doar o clipă să-mi răspunzi la o întrebare. De ce zilele frumoase le faci la om trecătoare? Și mai vreau să te întreb cum doi oameni se înțeleg. Și cum alții doi nu pot și par drum la cap de pod. Da, felicitări, Marian. Felicitări. Ca să scrii asemenea piesă, trebuie să simți foarte frumos în sufletul tău, să-ți vină atât de frumos. Bravo! Te felicit! Oh, așa ceva! Dragii mei, vreau să mergem mai departe și să invit lângă mine o fată pe care eu o iubesc tare, tare, tare mult, pentru că e de-a dreptul dulce, bună, drăguță, talentată, le are pe toate. Ne știm, dați-mi voie să spun că ne știm de o viață. Și da, noi chiar ne știm de o viață. Respectul și dragostea pentru dumneavoastră. Mai mult de 10 ani, corect, lucrurile. Da, e reciproc, este reciproc pentru dumneavoastră și vă mulțumesc pentru tot sprijinul și îndemnul, gânduri bune și sfaturi și tot ceea ce mi-ați oferit de-a lungul timpului. Cu absolut tot dragul. La un moment dat am putut să fim alături de Angelica, pentru că mie mi se părea că ea trăiește o nedreptate. Și noi împreună cu Lupul ne-am certat cu toată lumea pentru ea, pentru că așa am simțit noi. Mulțumesc. Și aș face încă o dată absolut oricând pentru orice tânăr talentat. Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult! Dragul! Spune-mi, te rog frumos, prietenia cu Cristina, pentru că am tot vorbit cu Cristina în perioada asta și mi-a vorbit foarte frumos despre tine. Sincer să fiu, nu, cum să spun, o apreciez foarte mult pe Cristina pentru că se străduiește, de fapt, să... Fie ea, fata aia simplă de acolo, de la Iași, din satul ei, cu costumul ei, cu cânticile ei, familistă și așa mai departe. Și merită susținută, pentru că este talentată și pot spune că este originală, dacă nu spun prea mult. Pentru că de obicei când spui Moldova, spui Catrință, Bundiță și gata. Dar cum apare ea, este de acolo și îmi place că își păstrează zona foarte bine. Caută să-și păstreze. Și eu vreau să-i mulțumesc Angelicăi, pentru că ea a fost... Știți când faci o mâncare și parcă îi mai trebuie un pic de sare. Ei, sarea aceea face mai mult decât tot zahărul din lume. Corect. Așa? Da, fiecare își spune câte un cuvânt, da. Și spune, măi, uite, cred că ți s-ar potrivi. Tu asculți și iei ceea ce crezi că trebuie luat. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Hai la joc, l-am adus pe Badea cu cârță astăzi. Hai. Și nu numai. Hai. Pe altiță tăi dare, dar-i dare, dar-i tara. Ia-s hoțan ca cu codiță tăi dare, dar-i dam. Și eu știu ață ne-i jocul tăi dare, dar-i dare, dar-i tara. Pe-o batută de-a lui Voicu tăi dare, dar-i dam. Hop, șa-șa. Da, cântă Voicu noi jucăm. Hop, șa-șa. Hai talpa o batem. Hop, șa-șa. Hai checioare scuturăm. Hop, șa-șa. Ai și nu ne lasă. Hai, ia-s hoțan ca cu codiță, cu codiță și aluniță. Tăi dare, dre, dare, tara. Și la buză cu aluniță. Tăi dare, dre, dam. Veselia o aduce. Tăi dare, dre, dare, tara. Când batutele le zâșe. Tăi dare, dre, dam. Hop, șa-șa. Hai, jucați cum eu vă arăt. Hop, șa-șa. Dar roată să vă văd. Hop, șa-șa. Dar hai că nu-i așa de greu. Hop, șa-șa. Hai, roată jurul meu, măi. Hai, eu port cozlim pletiti. Și pe mulți am scos din minti. Ai floare albă la urechi, i-am scoate dintre fieti. Și iau suțancă cu codiță și la buză cu aluniță.
tai ritara, saltă pui pe altiță, tai dare, deridam. Saltă primul la bundiță, tai dare, deridai ritara, fură ochii la badiță, tai dare, deridam. Hop, șașa, da unde joacă huțanca? Hop, șașa, da hop și dragostea. Hop, șașa, da mor bărbață după ea. Ei, și las că le-a treșea, hai după voi cu am jucat. Până și ne-am saturat, bă! Hai dați bunii batutili! Hai da, păi și huțancili, mă! Hop, șa! Îmi face o deosebită plăcere să o invit alături de mine pe colega mea dragă, Steliana Sima, pentru că... Poftim, draga mea, vino Cristinuca și tu lângă noi, pentru că Steliana este un nume de referință în muzica noastră populară, în folclorul nostru tradițional și iată, a ales și Steliana să fie alături de cei care sunt acum la început de drum, care au nevoie să fie ajutați. Da. În primul rând aș vrea să vă spun că mă bucură faptul că Cristina a ales să împărtășească cu noi această bucurie. Mai mult decât atât, în cadrul emisiunii O Vedetă Populară, m-a ales să cântăm împreună un cântec, un cântec pentru pruncul ei, unul din pruncii ei. Trec fiori acum. Da. Cristina, îi spuneam că este un om perfect, dacă putem să spunem așa, și să spun de ce. Din orice unghi ai privi-o pe Cristina, ca artist este de acolo. Ca mămică este ideală, este de acolo. Ca om este un suflet atât de frumos. Cu toți am cunoscut-o, da, și cred că sunteți în asentimentul meu cu toți. De aceea o iubim și suntem aici. Ca soție, asta trebuie să ne spunem. După cum arată soțul ei și după cum o privește, crede-mă, cred că și acolo excelează. Cred că soție face. Și bag seama, apropo de mesajele noastre de pe grup, că sunt în relații bune, că ne filmează profesional. Și ne face cele mai frumoase poze. Exact, exact. Îți doresc la cât mai multe realizări frumoase, așa cum este cea de astăzi, să fie începutul carierei tale artistice cu acest CD, care este de referință, are cântece frumoase, se vede că este o încununare a dorințelor, a muncii tale, la cât mai multe. Și noi suntem aici și te susținem de câte ori ai tu nevoie. Vă mulțumesc. N-am cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu. N-am decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți alături de mine. Sunteți dumneavoastră oameni buni, de aveți ochi să mă priviți bine, că cine vrea te privește bine, cine nu vrea nu te privește bine. Dar slavă Domnului pentru toate. Bravo. Ești un om frumos. Felicitări. Că te-a părăsit norocul. Ai pierdut dragostea mea și pe mine lângă ea, mă. Te-am iubit atât de mult, de la cer până la pământ. În suflet mi te-am purtat, oriunde lumea-mi umblat, mă.
mai presus. Sufletul și inima le-am lăsat în palma ta, să mă mai vezi nici când mai. De mi-ar lua inima foc, din drum nu mă mai întorc. Dar ai să rămâi mereu omul sufletului meu mai. Mă numesc Mihaela Bălan și reprezint compania Vedrea Internațională.
Vedrea International este o companie de punere pe piață și de promovare pentru producători premium din Europa. Vedetele noastre de astăzi sunt gama de produse Regulat Pro și Omnibiotic. Regulat Pro este un bioconcentrat enzimatic obținut prin metoda fermentării în cascadă, ce ajută sistemul imunitar. Este obținut din legume proaspete, semințe și fructe, 100% natural. De asemenea, avem gama Omnibiotic. Sunt tulpini atent selecționate ce susțin organismul împotriva dezechilibrelor florei intestinale. Draga mea, mai sunt niște oameni speciali care tot așa au fost alături de tine la realizarea acestui album și nu numai. Despre cine este vorba? Este vorba despre compania Vedra International, care a sprijinit realizarea acestui album și care are câte o surpriză pentru fiecare invitat. Hai că avem și un reprezentant deosebit de frumos. Vino puțin. Așa. Bună ziua! Bine v-am găsit! Ne face o deosebire plăcere să fim alături de dumneavoastră în această zi minunată. Îi urăm mult succes Cristinei, la cât mai multe realizări frumoase de acum încolo și Vedra a pregătit pentru fiecare invitat câte un cadou surpriză. Mulțumim frumos! Cu mare drag! Mulțumim frumos, ne vom bucura de ele. Mulțumim tare mult. Deci fiecare dintre noi are câte un cadou. Mie asta cu cadourile îmi place cel mai mult. Și mie la fel. Au produse foarte bune. Au omnibioticul Panda, pe care îl folosesc și eu pentru copilașii mei. Au omnibioticul Stress Control, pe care îl iau și eu. Ajută foarte mult în reglarea echilibrului organismului atunci când suntem obosiți. Păi știu, Cristina, draga mea. De-acum, eu când sunt obosită, când am ceva, te sun. Știu unde sunt. Dau un telefon la un prieten, da? Și regulat Pro, care sprijină foarte bine imunitatea. Da, vă mulțumim frumos, merită aplauze încă o dată, mulțumim pentru cadouri. Aș vrea să mai mulțumim cuiva, pentru că noi ne aflăm acum la hanul lui Manuc. Exact. Și le mulțumim frumos pentru găzduire, pentru că ne-au primit foarte frumos, ne-au deschis porțile și iată, facem aici o frumoasă emisiune. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Acestea fiind spuse, mergem mai departe. Aș vrea să invit lângă noi pe doamna Elisabeta Turcu. Un om absolut cu totul deosebit, în primul rând ca om, un om foarte bun, un om elegant și omenos. Mulțumesc. Un om care are vorbă bună întotdeauna, fie că ești mai tânăr sau puțin mai în vârstă. Noi cu doamna Elisabeta Turcu ne știm de foarte mulți ani de zile, mai mult de 10, apropo, nu ca voi. Și mi-aduc aminte că noi eram la început de drum și întotdeauna au stat de vorbă cu noi. A vorbit cu noi și ne-a spus un lucru bun. Doamna Elisabeta, împreună cu soțul dumneaei, care o însoțește la filmări, o familie extraordinară. Îți mulțumesc frumos pentru tot ce ai spus. Îmbrățișez cu drag pe toți interpreții care sunt prezenți astăzi la așa o sărbătoare frumoasă a Cristinei. După cum se vede, sunt decan de vârstă la această filmare și sunt înconjurată de așa tineri frumoși și talentați. Este o mare bucurie pentru mine, iacătă, să fiu în mijlocul acestor tineri frumoși și îi mulțumesc frumos Cristinei că a avut plăcerea să mă invite, deși o cunosc de foarte puțină vreme, dar mi-a rămas așa la suflet când ne-am întâlnit și mi-a spus în primul rând, în afară de cântec, de dragostea pentru cântec, de glasul frumos care îl are, dar m-a impresionat tare mult faptul că este așa tânără, mămică a patru îngerași. Bravo. Să străiască! Vă mulțumesc! Să străiască, să te bucuri de tot ce ai realizat, de aceste cântece minunate culese de acolo din vatra satului și a zonei tale, să rămâi același om frumos la chip și la suflet și să fii întotdeauna înconjurată de așa colegi minunați. Vă îmbrățișez pe toți și publicului.
Mulțumesc și publicului care va urmări această emisiune din toată inima mea, cântecul meu cu urări de sănătate și de tot ce e mai bun pe lume. Doamna cântecului argeșan, să știți că nu puteam trece peste a o invita pe doamna Elisabeta Juverdeanu Turcu, pentru că trebuia să am un reprezentant de valoare a județului Argeș. Soțul meu este din Câmpul Muscel. Câmpul Ungene. Iacă-te, Câmpul Ungeanu, Munteanu, zdravân, sănătos, la minte și la trup. Ți-a dăruit 4 îngeri frumoși. Și eu lui. Să știi și tu. Să fiți sănătoși și să ajungeți anii mei de căsnicie. Da, Doamne, să dea Dumnezeu. Și mai mulți, dubli, am făcut 40 de ani. Mulți înainte, mai mulți. Super. Mulțumim din suflet. Adică, țineți minte, dragii mei, mai ales fetele de aici din platou, să țineți minte, cântecul se împletește foarte bine cu dragostea familială. Să țineți minte, să țineți la bărbații voștri, să-i mai iertați din când în când. Să țină și ei. Să țină. Auzi ce zice doamna Elisabeta? Da. 40 de ani neveți. Da. Felicitări, vai de mine. Noi 30 și... Și bravo. Dar nu vă mirați, că am avut răbdare. Știți că bărbații necăsătoriți trăiesc mai puțin, știți, nu? E făcut un studiu. Puțin mai stresați de soție, puțin mai... Puțin. Și așa mai departe. Acum, după vreo 30 de ani de căsătorie, am zis că mai bună nu găsesc și mai rău nu-mi trebuie. Știți, pentru tineri și pentru dumneavoastră ce înseamnă căsătorie. Căsătorie e exact cum mai merge la restaurant. Te așezi la masă, vine ospătarul, comanzi, între timp te uiți la masa vecină și îți pare rău că n-ai comandat și tu la fel. Acum ce să facem? Pentru tineri, o scot tânăr, o mărs la un maestru. Maestre, ce trebuie să facă să trăiesc veșnic? Însoară-te. Și atunci o să trăiesc veșnic. Zice, atunci nu o să-ți mai dorești. Aplauze pentru Lupu. Mulțumim frumos. Mergem mai departe. Mulțumim. Mama mea, nume de dor, lacrimile curg izvor, mamă, că astăzi e ziua ta și te știu tot singurea, mamă. Singură și necăjită, în căsuța văruită, parcă văd cum stai în prag și mă aștepți, mamă, cu drag, mamă. Cât aș vrea, măicuța mea, să fiu azi de ziua ta, mamă. Să-ți aduc brațe de flori, să te pup pe obrăjori, mamă. Și să te mângâi pe față, că mi-ai dat, măicuță, viață. M-ai crescut, m-ai legănat, de bine m-ai învățat, mamă. Plânge-i că sunt departe de tine, mamă. Prin străini în lumea mare nu pot să-ți aduc o floare, mamă. Dar și la capăt de lume eu te port, mamă, cu mine. Strâng la piept poza învechită, te sărut, mamă iubită, mamă. Între lacrimi și suspine
gândul mie mereu la tine. Că oriunde n-astă lume, mama tot mamă rămâne mamă. Draga mea, urmează un om special la care tu ții foarte mult. Mi-ai spus asta și atunci când pregăteai toată această emisiune și te gândeai pe cine să inviți, pe cine îți dorești să fie alături de tine. Spune-mi tu, te rog frumos, despre cine este vorba? Despre doamna Niculina Stoican. Niculina, ia un telefon ăsta. Mulțumesc, doamnă. Ești fermecătoare. N-aș vrea să vorbesc foarte mult, vreau doar să spun că, uitându-mă pe parcursul emisiunii la ce suntem cu toții aici, mă gândeam cât de frumoasă este viața. Pornind de la doamna Elisabeta Turcu, până la colegii de generație ai mei și mergând mai departe către voi. Asta înseamnă viață frumoasă, înseamnă generație după generație, înseamnă oameni frumoși care se construiesc poate uitându-se la cei de dinaintea lor și atâta timp cât, eu știu, așa cum eu prețuiesc generația de dinaintea mea și niciodată, cum zice bunica mea, nu le trec pe dinainte. Asta înseamnă respect, da? Eu cred că, având asemenea generații, suntem puși la adăpost. Ca neam, ca țară, ca oameni. Și asta este foarte important. Trecând peste momentul acesta pe care mi l-am dăruit mie, pentru că am privit pe parcursul emisiunii și m-am gândit la asta, o să-ți spun că drumul tău e asigurat de un singur gând pe care l-ai pus aici și pe care eu l-am citit. Cântece născute din folclor și crescute asemeni copiilor mei. N-ai nevoie de mai mult. Asta este reperul tău. Iar noi, ceilalți, trebuie să-ți fim aproape, pentru că, așa cum spuneam, ne asigurăm nouă o continuitate frumoasă. Așa, așa, să plângi. Să plângi că ai să guști și din amarul acestei profesii. Din momentele acelea în care o să te doară sufletul, dar tu va trebui să zâmbești. Din momentele acelea în care ai tăi acasă pe trec, dar tu va trebui să fii pe drum. Din momentele acelea în care îți dorești să faci ceva bun și cineva în jurul tău zice, nu e bine, e rău. Important este să ai credință, așa cum spuneai, indiferent că, eu știu, noi credința asta o materializăm în energiile pământului sau o întruchipăm în Dumnezeu, dacă ne păstrăm echilibrul și măsura, în viață vom fi cu toții oameni frumoși și de nădejde. Îți doresc din suflet să ai parte de sănătate, să-ți păstrezi familia frumoasă și să ai succesul pe care ți-l dorești. Vă mulțumesc din suflet. Să știți că contează enorm. Atunci când eram pe holurile televiziunii române la Vedeta Populară, când m-ați privit în ochi atât dumneavoastră cât și doamna Cornelia și mi-a zis, tu trebuie să cânți? Păi am zis, eu trebuie să cânt. Și dacă dumneavoastră spuneți așa, trebuie să merg mai departe. Vă mulțumesc din tot sufletul. Nu știți cât contează. Noi te-am iubit foarte mult acolo. Adică vorbesc acum în numele nostru pentru că suntem noi două aici. Tot jurul te-a iubit și mai ales noi două pentru că noi suntem oameni de scenă. Noi știm ce înseamnă, cum spunea Niculina mai înainte, să-i lași pe ceilalți acasă. Mă rog, tu să treci prin toate încercările astea grele pe care le presupune cariera noastră. Sunt frumoase, așa este. Noi asta am înțeles. Văzându-te și ascultându-te pe tine, că tu trebuie să mergi mai departe. Ai făcut și copilași și frumoși, ai un soț care te sprijină. Contează foarte mult acest lucru și asta am văzut noi în tine și asta am simțit să-ți spunem. De asta te-am încurajat atât de mult. Mulțumesc de suflet. Cu drag. Niculina, ne cânti? Cu drag. Viața, că nici n-am gândit, stau și mă întreb când oare am albit. Am dus cu putere tot ce tu mi-ai dat, astăzi te întreb de s-a meritat. Spune-mi
viață ce-mi mai dai? Zi-mi în carte ce mai ai scris pentru mine să știu, să-mi țin puterile-n frâu mai. Să citesc să știu ce-i mâine, dacă mi-o fi rău sau bine, că am cam obosit viața să mă lupt cu tine-n față. Răul din tine îl vedeam ca mierea, o miere amară, mine țită că-i dulce. Și te întreb, viață, oare nu ți-ajunge? Spune-mi, viață, ce-mi mai dai? Zi-mi în carte ce mai ai scris pentru mine să știu, să-mi țin puterile-n frâu mai. Citesc să știu ce-i mâine, dacă mi-o fi rău sau bine, că am cam obosit viața să mă lupt cu tine-n față. Îmi schimb tu soarta, să mă risipești. De-acu fac ce-mi place și doar ce-mi doresc, să îți arăt viață că eu poruncesc. Spune-mi, viață, ce-mi mai dai? Zi-mi în carte ce mai ai scris pentru mine să știu, să-mi țin puterile-n frâu mai. Citesc să știu ce-i mâine, dacă mi-o fi rău sau bine, că am cam obosit viața să mă lupt cu tine-n față.